Vești bune vin de la antipozi. Simona Halep a trecut ca un taifun de brazilian ca Beatriz Haddad Maia și S-a calificat în turul 3 la Australian Open. În aceeași fază a ajuns și Sorana Cârstea, care a trecut spectaculos de Cristina Cuciova. De doar o oră și șase minute a avut nevoie Simona Halep pentru a trece în turul 2 de la Australian Open de sportiva din Brazilia, Beatrice Haddad Maia. Simona a reușit 15 minci câștigătoare față de numai 5 ale adversarei și s-a impus în cele din urmă cu 6 la 2 6 la 0. În turul 3, Simona o va întâlni pe sportiva Muntenegreancă, Danca Covinici, cea care a reușit o surpriză eliminând-o pe campioana de la US Open, britanica cu origini românești, Emma Răducanu. Tot în turul 3 va juca și Sorana Cârstea. Numărul 38 mondial a reușit să o elimine pe Cristina Cucova, scor 6 la 2 6 la 4, după ce în primul tur trecuse de fosta dublă campioană de la Wimbledon, Petra Kvitova. În turul 3, Sorana va avea din nou o misiune grea, de data aceasta împotriva Anastasiei Pavliuchenkova, sportiva rusoaică aflată pe locul 11 mondial. Din păcate, celelalte trei românci aflate pe tabloul principal, Gabriela Ruse, Jacqueline Cristian și Irina Begu, n-au reușit să treacă de turul secund.